Stimați cetățeni, stimați veterani, bună ziua tuturor! Vreau să vă informez despre faptul că astăzi, în incinta Serviciului Informație și Securitate, începând cu ora 9, am organizat și desfășurat ședința Comisiei Securitate Națională și Apărare, la care au fost invitați Ministrul Afacerilor Interne, Directorul Serviciului Informație și Securitate, Ministrul Apărării, Ministrul de Externe și doamna Cristina Lesnic, Viceprim-ministru pentru Reintegrare. Toți cei nominalizați de către mine au avut rapoarte separate și fiecare instituție guvernamentală a raportat despre acțiunile întreprinse în legătură cu instalarea celor 37 posturi ilegale în zona de securitate, de fapt aceasta fiind tematica de bază în cadrul acestei ședințe. Constatarea este că există voință și există dorință pentru a rezolva această problemă. Constatarea este că, în continuare, sub egida pandemiei, așa numitele autorități transnistrene au instalat aceste posturi, iar noi vom face tot posibilul ca ele să fie scoase din această zonă. Totodată, noi am solicitat suplimentar de la colegii noștri să prezinte informații referitor la starea lucrurilor, să ne prezinte Ministerul de Interne, spre exemplu, a raportat că au fost circa 400 de adresări din partea populației care este cărora li se îngrădește libera circulație. Noi am solicitat informații despre finalitatea acestor adresări, pe noi ne interesează cum reacționează Ministerul de Interne la apelurile 112, cum reacționează și acționează pacificatorii din Republica Moldova, care fac parte din aceste grupuri de pacificatori și, desigur, care sunt și vor fi acțiunile Biroului Reintegrare. Acest subiect va fi pe agenda Comisiei Securitate Națională până când nu va fi rezolvat. Asta nu înseamnă că noi avem mult timp la dispoziție, el va fi pe agenda Comisiei permanent și vom solicita acțiuni și informații de la toate instituțiile guvernamentale. Inclusiv au venit propuneri din partea Biroului Reintegrare pentru modificarea legislației, și mă refer acum la codul penal, pentru a modifica legislația în așa fel ca noi totuși să condamnăm și să putem pedepsi unele acțiuni ale forțelor separatiste din stânga Nistrului. Dacă sunt întrebări. Foarte succint v-am... La comisie a participat și doamna vicepremier Lesnic. Ieri dumneiei a participat și la întrevederea cu liderul separatist Vadim Krasnoselski. Când intenționează partea transnistreană să dezinstaleze aceste posturi? Aveți astfel de informații? Azi, în cadrul acestei ședințe, s-a raportat despre faptul că din cele 37 de posturi ilegale au rămas 13. Noi vom verifica suplimentar această informație, iar noi optăm pentru aceea ca toate aceste posturi să fie scoase. În conformitate cu acordul semnat în 1992, au fost acceptate doar 15 posturi de pacificatori. Celelalte posturi, a priori, sunt ilegale. De aceea, instituțiile statului trebuie să-și facă atribuții, să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Noi optăm pentru rezolvarea pașnică și încercăm să evităm escaladarea situației în zonă. Dar, totodată, noi vrem ca oamenii, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în această regiune, să se simtă protejați. Am vorbit și despre acel incident cu jurnaliștii de la TV8. Noi am vorbit despre acțiunile care au fost întreprinse și noi vom solicita pe platformă parlamentară acțiuni mai prompte din partea tuturor instituțiilor statului, în așa fel încât oamenii din această regiune să se simte protejați de către instituțiile statului și să nu lupte ei personal cu persoanele care stau în aceste posturi ilegale. Domnule Jăzdan, și în contrebare, ieri președintele Dodon s-a întâlnit cu liderul separatist Krasnoselski și în timpul discuțiilor șeful statului s-a adresat cu noțiunea de președintele Transnistriei. Cât de oportună sau inoportună vă pare o astfel de adresare din partea unui șef de stat? Pentru mine, Krasnoselski nu este președinte, este un funcționar din acea zonă. De aceea, eu am
părerea mea și opinia mea asupra statutilor pe care le au acești cetățeni din regiunea aceea. Dar șeful statului de ce l-ar fi numit astfel? A fost doar o exprimare nereușită sau s-a dorit cumva agitarea spiritelor? Probabil această întrebare dumneavoastră trebuie să o adresați domnului președinte Dodon. Nu vreau să comentez declarațiile oficialilor noștri. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!